Bună seara! Așa cum v-am obișnuit, astăzi continuăm cu o nouă prezentare și anume programul nostru pe sănătate și cu o secțiune aparte, programul pentru combaterea pandemiei COVID-19. Pandemia a lovit România direct în față. Urmează o lovitură economică direct în plex. Fără a rezolva criza medicală, nu putem vorbi de relansarea economiei, de întoarcerea copiilor noștri la școală sau de păstrarea locurilor de muncă. Iohannis și guvernul său au eșuat în mod catastrofal. Nu au avut niciun plan concret pentru combaterea pandemiei. Toate deciziile luate au fost în funcție de sondajele de opinie. Au ignorat total opiniile specialiștilor. Mai grav, prin măsurile luate, au creat haos, neîncredere și confuzie în rândul cetățenilor. Statul ar fi trebuit să fie un partener real al cetățenilor în această perioadă. În schimb, Iohannis și guvernul au divizat societatea, au jucat politic sănătatea oamenilor, doar pentru a acoperi acest eșec. În loc de încredere și credibilitate, românii au primit haos, aberații și bâlbâieli. Din cauza lor și doar din cauza lor, ne aflăm astăzi în fața unui dezastru sanitar. Dacă România ar fi un pacient, astăzi ar fi deja la terapie intensivă. Nu se mai poate continua așa. Planul nostru pe sănătate este să punem oamenii pe primul loc. Să punem sănătatea pe primul loc. Să punem țara pe primul loc. Suntem onorați că în acest demers al nostru îi avem alături de noi pe cei mai buni specialiști în domeniul medical pe care îi are România. Toate măsurile din planul PSD pentru combaterea pandemiei sunt luate de experți, nu de impostori ca la PNL. Sunt măsuri concrete, coerente, care vor ajuta România să treacă de această criză și să redevenim puternici. Planul PSD poate fi pus în aplicare din prima zi. Este un plan simplu pe care fiecare român îl poate înțelege și îl poate sprijini. De aceea, fiecare român va fi partener în acest plan. Nimic, absolut nimic, nu este mai important decât sănătatea și siguranța poporului român. Împreună putem să reconstruim țara. Am să rog pe domnul profesor Rafila să intre în prezentarea programului nostru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule prim-vicepreședinte. Mulțumesc pentru această oportunitate de a încerca să rezolvăm câteva probleme legate de sănătatea oamenilor în România și să încercăm să gestionăm cu mai mult curaj, cu mai mult profesionalism, poate, situația actuală care, după cum vedeți, este extrem de îngrijorătoare. Mi-a plăcut ce a spus domnul Sorin Grindeanu la sfârșit, împreună putem să rezolvăm aceste lucruri. Din păcate, a existat o abordare de natură politică de multe ori a situației generate de infecția cu noul coronavirus și lucrul acesta nu cred că este bun, pentru că în loc să ne aducă pe toți la aceeași masă, să încercăm să rezolvăm aceste probleme, ne desparte și câteodată poate să creeze confuzie.
Eu o să fac două prezentări, o să încerc să fiu succint. Bineînțeles, voi răspunde și întrebărilor dumneavoastră care se referă la aceste subiecte din zona sănătății. Și prima prezentare va expune câteva idei pe care le-am sintetizat de gestionare a situației pandemiei cu noul coronavirus în România, utilizând cele mai bune practici în domeniu și schimbând modul de abordare în câteva zone pe care eu și colegii mei le considerăm sensibile și unde cu siguranță putem să aducem un aport, îmbunătățiri la situația actuală. Care sunt elementele de bază? Vi le voi expune imediat. Important este să putem să creștem capacitatea sistemului de sănătate publică să identifice cazurile de persoane bolnave, să existe un acces facil la testare și persoanele să poată să fie îndrumate în ceea ce privește pașii care trebuie să urmeze, să existe disponibilitate la nivelul asistenței medicale să trateze toate categoriile de pacienți, nu numai cei infectați cu noul coronavirus, și un lucru esențial, să avem o comunicare profesionistă care să convingă populația că este un partener al sistemului de sănătate și al sistemului public în general. O să rog colegii să prezinte primul slide. Obiectivul general este legat de reducerea transmiterii virusului și protejarea persoanelor celor mai vulnerabile. Protejarea înseamnă nu izolarea persoanelor vulnerabile, care riscă să facă forme grave, complicații și să ducă la deces, asigurarea accesului în sistemul medical, tratament pentru pacienții infectați și, cum vă spuneam puțin mai devreme, acces la servicii de sănătate pentru pacienții cu alte patologii, lucru care, știți bine, a fost limitat mai ales în perioada primăverii. Vă rog următorul slide. Este foarte importantă întărirea, consolidarea capacității de răspuns la nivelul asistenței medicale. Noi avem două zone care cred că ar trebui să le îmbunătățim. E vorba de terapia pacienților cu forme medii, dar și terapia pacienților cu forme grave, care cred că este una dintre problemele care ridică mari semne de întrebare și, având în vedere evoluția situației din această perioadă, ajungem să avem o amenințare directă la viața acestor pacienți. De asemenea, protecția personalului medical consider că este o mare prioritate pentru că implică până la urmă funcționalitatea sistemului de sănătate. Aș putea să schimb poziția puțin? Nu văd. Da, o să mă aud. Stau așa, e bine? E bine? Da, e bine. E bine așa? Da. Ok. Consolidarea și capacității de răspuns la nivelul direcțiilor de sănătate publică, una dintre problemele extrem de serioase, obținerea maxim 48 de ore a rezultatelor este esențială, pentru că, vedeți, avem județe unde rezultatele vin după 96 de ore, județe din apropierea Bucureștiului, și lucrul ăsta favorizează transmiterea bolii. Controlul transmiterii în rândul copiilor și adulților și protejarea celor vulnerabili este extrem de importantă. Identificarea, controlul și gestionarea focarelor de infecție cu nouul coronavirus și de întrerupere a transmiterii. Identificarea precoce a focarelor și a persoanelor infectate, testarea contactilor apropiați și consilierea. Consilierea este una dintre cele mai sensibile zone care, din păcate, nu a putut să fie rezolvată până în acest moment. Măsurile nemedicale de reducere a transmiterii înseamnă să putem să luăm decizii care să nu afecteze viața socială și economică. Mă scuzați un pic că am un pic de lipsă de aer. Da. Ce trebuie să facem? Gândiți-vă că foarte multe dintre activitățile economice au fost afectate de restricții.
Aceste restricții trebuie luate, dar trebuie luate din timp, atunci când trebuie și unde trebuie, fundamentate de contextul de sănătate publică. Menținerea funcționalității școlilor trebuie să fie una dintre priorități. Nu putem să închidem școlile nediscriminatoriu. Este vital să ținem echilibru între limitarea transmiterii infecției și funcționarea economiei și activităților sociale. Instruirea personalului instituțiilor publice, altele decât cele din sănătate, este extrem de importantă pentru ca să putem să avem o implementare a măsurilor de reducere a transmiterii. Mulțumesc frumos! Mersi! Populația trebuie să fie în parteneriat cu autoritățile. Ea, din păcate, a fost considerată de multe ori vinovatul pentru ceea ce s-a întâmplat. Este o prioritate absolută consilierea și îndrumarea populației, care trebuie să devină un partener al autorităților, și atunci când discutam de modelul suedez, exact la acest lucru mă refeream. Populația nu este considerată partenerul autorităților și lucrul acesta trebuie să se schimbe. În ceea ce privește strategiile de testare, știți bine că avem o listă întreagă de categorii de persoane care sunt testate conform instrucțiunilor Institutului Național de Sănătate Publică. Totuși, trebuie să putem să extindem sfera testării, să ușurăm accesul la testare. Acest lucru se poate face și va avea beneficii extraordinare. Vom identifica rapid și vom izola focarele, putem să prevenim transmiterea ulterioară, putem să prevenim transmiterea intraspitalicească a virusului. Noi avem infecții nozocomiale produse de noul coronavirus, adică fie personalul medical se îmbolnăvește în spitale, fie pacienții pot avea această problemă. Testarea tuturor indivizilor, dar nu generală, nu testarea în masă, ci acolo unde există o probabilitate ca transmiterea să existe la nivele ridicate. Cum putem să facem ca accesul la testare să fie unul facil? Vom dezvolta o aplicație informatică care să permită oricui să beneficieze de testare la nevoie în cazul în care există un risc de infecție, adică persoana se întâlnește cu cineva care a fost pozitiv, vrea să se testeze, lucrul ăsta se poate rezolva foarte simplu. Se întâmplă în Suedia. Creșterea capacității de testare este de asemenea esențială. Trebuie făcute centre de training pentru personal, centre care să facă control de calitate, încât să contăm nu numai pe mai multe teste, ci și pe teste de bună calitate. Și nu în ultimul rând, încurajarea producției autohtone de medicamente și de reactivi. Care sunt categoriile de persoane la care este indicată testarea? Algoritmul știți bine că se actualizează periodic de Institutul Național de Sănătate Publică. În momentul de față, doar la punctul 1, avem testare în programul Ministerului Sănătății, categoriile stabilite de INSP, dar avem personal medical care nu beneficiază de testare gratuită. Testarea rapidă a pacienților înainte de consult. Știți că oamenii, ați văzut la televizor, așteaptă să fie primiți la serviciile medicale de rutină, nu cei infectați. Se pot face teste rapide, cu teste însă aflate pe lista Organizației Mondiale a Sănătății, pentru ca timpul să se scurteze de la câteva ore sau zile la câteva minute. Un lucru important este și monitorizarea contactelor direct și indirect. Acest lucru este posibil doar dacă sistemul de sănătate publică este suficient de eficient încât să poată să identifice. Lucrul acesta, din păcate, în multe județe nu se mai întâmplă, atât contactii cu risc ridicat, cât și cei cu risc căzut. Și acum urmează partea care cred că este extrem de importantă, legată de o dezvoltare care trebuie să o avem. Trebuie să avem o informație corectă, onestă și transparentă, care să ducă la prevenirea transmiterii, să avem o evoluție controlabilă a pandemiei
și accesul la servicii în caz de îmbolnăvire. Cum ajunge un om care se îmbolnăvește să se investigheze și cum ajunge să beneficieze de servicii medicale? Propunem înființarea Centrului de Comunicare Integrat, structură profesionistă care să includă medici, sociologi, psihologi, specialiști în comunicare și informaticieni. Ce trebuie să facă ei? Trebuie să elaboreze și să difuzeze mesaje și informări adaptate momentului și adaptate grupului de populație. Trebuie să analizeze comunicarea și să contracareze mesajele false care induc în eroare oamenii. Se poate dezvolta o aplicație informatică care să favorizeze, să faciliteze oamenilor accesul la situația epidemiologică, informații legate de ce se întâmplă la nivel național și regional. Dezvoltarea unui site COVID-19 România, care va cuprinde informațiile generale legate de evoluția pandemiei la nivel global și național, reglementările în vigoare, măsurile de prevenire și pașii de urmat de orice persoană care este simptomatică sau care are suspiciuni că ar putea să fie infectată. Dezvoltarea unui call center unde cele mai frecvente întrebări ale populației să-și găsească un răspuns și, nu în ultimul rând, un parteneriat cu mass media, mai ales cu posturile naționale de televiziune și de radio. La rândul lui, acest centru ar trebui să colaboreze cu o structură care să se referă la sistemul de învățământ. Părinții sunt confuzi, cadrele didactice sunt confuze, elevii nu știu ce au de făcut. Și atunci este bine să avem un centru dedicat, centru de informare pentru educație, care este o structură distinctă și care se referă la includerea specialiștilor Ministerului Educației și Cercetării, cei din inspectorate școlare, în crearea, elaborarea și difuzarea de materiale specifice privind măsurile de prevenire a transmiterii adaptate categoriile de vârstă pentru elevi și studenți, inclusiv a modalităților de protejare a categoriilor vulnerabile, adică copiii să știe să-și protejeze părinții și să-și protejeze bunicii. Este importantă educația pentru sănătate în școala românească. Sistemul de sănătate în timpul pandemiei. Știți bine că DSP-urile sunt cu probleme foarte mari. În momentul de față este un mare pericol. Pe site-ul Ministerului Sănătății este un ordin în transparență decizională care își propune restructurarea direcțiilor de sănătate publică fără să țină cont însă de prioritățile momentului. Întărirea structurilor de intervenție. Chiar vă invit să vă uitați și să vedeți că în loc ca să se dezvolte aceste structuri care pot interveni încât să țină sub control epidemia, se dezvoltă structurile de control în mod paradoxal, iar structurile de sănătate publică practic dispar. Restructurarea trebuie făcută urgent, se poate face imediat, este doar o chestiune legată de dorința Ministerului Sănătății și de viziunea Ministerului Sănătății. E vorba de crearea unei structuri operative de intervenție în sănătatea publică, care trebuie să fie coordonată de Institutul Național de Sănătate Publică. Reprofesionalizarea structurilor de sănătate publică înseamnă că ele trebuie conduse de specialiști în sănătate publică, nu de oameni din alte profesiuni, nu profesiuni medicale, cum se întâmplă în acest moment. Aceste lucruri sunt foarte clare și nu trebuie să amestecăm interesele politice cu interesele profesionale și cele de sănătate publică ale populației. Reorganizarea spitalelor generale, amenajarea de circuite dedicate pentru pacienții COVID, inclusiv la nivelul secțiilor de terapie intensivă, este extrem de importantă. Și, bineînțeles, nu în ultimul rând, este punctul 4, dar de fapt nu este ultimul ca importanță, cum am și început cu el, asigurarea asistenței medicale de rutină pentru pacienții cu boli cronice și pacienții cu boli acute, care trebuie să aibă acces fără întârziere la serviciile medicale de care au nevoie. Un lucru care de multe ori a fost evitat, nu a fost discutat, se întâmplă, sprijin și empatie pentru protejarea categoriilor vulnerabile. Persoane vârstnice, cei cu boli cronice. Distanțare fizică, da, dar nu excluziune, nu distanțare emoțională. Acest lucru, mai ales în perioada anterioară, în timpul stării de urgență,
S-a întâmplat și persoanele au fost foarte mult afectate. Menținerea sănătății fizice și a sănătății mentale sunt două elemente extrem de importante în gestionarea acestei pandemii și a consecințelor ei. Sprijinul pentru comunități în programele dedicate protejării categoriilor vulnerabile este esențial. Comunitatea trebuie să-și protejeze vârstnicii, să-și protejeze persoanele cu afecțiuni cronice. Lucrul ăsta este extrem de important și, din păcate, s-a întâmplat pe scară redusă. Prevenirea și tratarea afecțiunilor psihologice a celor marcați de infecția cu această boală, cu infecția cu nouul coronavirus, este un element care lipsește și n-a existat niciodată în dezbatere publică și s-a făcut foarte puțin pentru el. Cred că e ultimul slide. Da? Vă mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze pentru prezentare care n-a fost chiar în formă, dar într-adevăr suntem destul de mulți aici într-un spațiu limitat și lucrul ăsta s-a simțit. O să trec la cea de-a doua prezentare. Nu, sunt în regulă, mulțumesc frumos. Da. Sunt în regulă, m-am adaptat, mai beau puțină apă. Dar e din cauza moștii? Sau? E cald aici, nu știu, nu e aer. Nu, în sala asta deja avem o experiență nasoală. De atunci trebuie să prezentăm, să lansăm programele în altă parte. Haideți să trecem la programul de guvernare. Acum, situația care ne afectează și emoțional a epidemiei cu nouul coronavirus, pentru că dincolo de cazurile de îmbolnăvire avem foarte multe cazuri de deces și ne apropiem de acest moment culminant în care vom avea o problemă cu asigurarea accesului la secțiile de terapie intensivă a pacienților și văd că se întâmplă chiar în acest moment să fac eforturi de găsirea unor soluții, dar să știți că indiferent de soluții, sistemul de sănătate nu este nelimitat ca și resurse și singura soluție pe care o avem este oprirea transmiterii. Dacă reușim oprirea transmiterii, toate celelalte probleme vor reveni la normal. Haideți să vedem ce facem cu strategia de sănătate a Partidului Social Democrat. De ce am făcut această strategie? Pentru că aș vrea să avem un subiect de dezbatere politică în care să discutăm strategii, să discutăm soluții în această campanie electorală, să încetăm cu polemicile, cu invectivele, cu jignirile și să avem un subiect de discuție bazat pe un interes public care este accesul cetățenilor la servicii de sănătate care trebuie să fie de calitate și să nu împovăreze financiar. E un deziderat pe care nu l-am inventat noi, nu l-a inventat Partidul Social Democrat. Este un deziderat al Națiunilor Unite, care este coordonat de Organizația Mondială a Sănătății. Trebuie îndeplinit cel mai târziu de toate țările până în anul 2030 și noi ne găsim în situația în care accesul la servicii de sănătate în România este limitat și lucrul ăsta îl vede toată lumea. Dacă un om din mediul rural, dintr-o zonă defavorizată, are nevoie de tratament medical, el trebuie să se deplaseze la distanță foarte mare, să aștepte, nu știe ce se întâmplă, nu are siguranța accesului la serviciu medical. Și atunci o să începem cu asistența medicală, cu toate că eu, ca formație, sunt un om de sănătate publică, nu pot să ignor probabil dorința cea mai mare a oamenilor de a avea acces la servicii de sănătate acolo unde au nevoie și atunci când au nevoie. Acesta este ideea de la care am plecat. Și atunci am propus un lucru. Din nou, nu am descoperit apa caldă. Există astfel de structuri. Să facem o rețea națională de centre medicale comunitare. La ce mă refer? Mă refer la faptul că în comunele din România, cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori și probabil câteva din cele care au între 4 și 5.000 de locuitori, putem să înființăm o astfel de rețea națională de centre comunitare. Am estimat un necesar într-o primă fază, în primul ciclu electoral, până în anul 2024, circa 800 de astfel de centre.
Un cost mediu de înființare un astfel de centru, probabil în jur de 500.000 de euro, iar numărul de beneficiari, având în vedere că într-un centru ar putea să lucreze 3-4 medici de familie, ar fi de circa 6 milioane de locuitori. Acest pas, dacă va fi îndeplinit, va reprezenta cheia reconstrucției întregului sistem de sănătate. De ce? Pentru că îl legăm de ceva. De ce anume legăm? Îl legăm de rețeaua de centre de asistență medicală ambulatorie de specialitate. Adică omul într-un areal relativ mic are acces la serviciile de medicină primară și nu numai la serviciile de medicină primară, asistență socială, pentru că asistență comunitară și de asemenea încercăm în măsura posibilului asistență medicală stomatologică. Asta ar trebui să fie centrele acestea de asistență medicală primară. E important să-i determinăm însă și pe medicii de familie să fie partenerii noștri. E o mare greșeală. Medicii de familie au fost foarte mult utilizați ca masă de manevră, li se dau uneori sarcini imposibile, sunt prea birocratizați, li se cer tot felul de lucruri, mai puțin să poată să-și desfășoare activitatea așa cum trebuie. Ei trebuie să fie partenerii noștri. Și atunci, ați trecut puțin, ați dat vreo 2-3 slide-uri. Așa. Și atunci am spus, legăm aceste centre, 800 de centre de asistență medicală primară, le legăm de o rețea de centre de asistență medicală ambulatorie. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că oamenii pot avea acces aici la medicina de specialitate, la un pachet de investigații paraclinice, inclusiv radiologice, și de asemenea la telemedicină. Ce-o fi telemedicina asta? Înseamnă că cineva care are nevoie de asistență medicală poate să primească la distanță consultul, dacă este într-o zonă izolată, și mai mult, pacienții cu boli cronice pot fi monitorizați permanent, iar tratamentul lor poate fi adaptat nevoilor și modificărilor stării de sănătate. Am propus 200 astfel de centre și numărul acesta nu este întâmplător. Sunt 200 de orașe în România, cu excepția municipiilor, și la el adăugăm la cele 200 de centre cele circa 150 de centre ambulatorii care există de obicei pe lângă spitale, care se găsesc în orașele mai mari în municipii. Deci un total de 350 de centre de medicină ambulatorie, care ar facilita accesul a cel puțin jumătate din populația țării la astfel de servicii. Și mai facem încă un lucru ca să ușurăm accesul. Cuplăm centrele ambulatorii cu un centru unic de programare al pacientului. Adică pacientul nu mai pierde timpul. El se poate programa cu, bineînțeles, cu o indicație din partea medicului de familie, foarte ușor, telefonic, prin internet, există multe posibilități, printr-un centru unic de programare la serviciile de specialitate. Și nu mai trebuie să facă altceva decât să acceseze acest centru unic de programare. Vor fi 350, la fel ca și centrele ambulatorii de specialitate. Pentru fiecare va exista un astfel de centru de programare care înseamnă acces facil, civilizat la servicii medicale. De ce am făcut noi toate astea? Până la urmă, de ce le propunem? Gândiți-vă că un om din mediul rural, de vineri după amiază până luni dimineață și în fiecare zi după ora 15-16, nu are acces la niciun serviciu de sănătate. Ce fac acești oameni? Accesează spitalele, camerele de gardă, unitățile de primiri urgențe, nu pentru că vor să meargă acolo la 50 sau la 80 de kilometri, ci pentru că nu au niciun fel de soluție ca să se poată să se trateze, să salveze viața. Și atunci creăm cadrul care va determina două lucruri esențiale. Pe de o parte, oamenii vor avea un acces civilizat la servicii de bună calitate, dar atenție, lucrul ăsta se poate face doar împreună cu o gândire, cu o strategie de dezvoltare a resurselor umane, pe de o parte, dar o să revin asupra acestui lucru, și pe de altă parte, descongestionăm aglomerația din spitale. Spitalele sunt pentru acordarea de servicii spitalicești de internare, care de cele mai multe ori nu sunt necesare pentru afecțiunile obișnuite. Asta nu înseamnă că nu ne interesează spitalele. Vă rog, următorul slide. Trebuie să dezvoltăm spitalele publice la standarde europene. Ce ne interesează la spitale?
un lucru care a fost de foarte multe ori discutat, puțin rezolvat, este vorba despre siguranța pacientului. Siguranța pacientului este corelată cu două lucruri. Prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale, sau așa zisele infecții nozocomiale, și a bacteriilor multirezistente, care sunt implicate de multe ori în patologii. Noi am fost foarte traumatizați după evenimentul de la colectiv, toți ca societate, pentru că atunci a existat o radiografie de moment care a dus la pierderea de vieți omenești. Cum facem să intrăm în rândul lumii? Trebuie să avem o strategie foarte clară. Întâmplător chiar lucrez la acest proiect în momentul de față. Și ce trebuie să facem? Trebuie să dezvoltăm în spitale, dincolo de modificări de natură legislativă și de natură comportamentală, de mentalitate, o rețea de laboratoare de diagnostic microbiologic, ca să putem să identificăm germenii. Trebuie să dezvoltăm serviciile de epidemiologie și, ceea ce este foarte important, trebuie să avem persoane specializate în prescrierea de antibiotice, pentru că acest lucru va duce la, eliminarea sau la ținerea sub control a apariției bacteriilor multirezistente. Asta ne gândim să facem în spitalele publice și sunt convins că și operatorii privați fac deja același lucru, încât să problema acestor infecții și problema României, care este pe primele locuri în punct de vedere al circulației bacteriilor multirezistente, să fie rezolvat. Următorul slide, vă rog. Rețeaua națională de spitale regionale. Știți bine că noi am discutat sau discutăm în România, cred că de la începutul anilor 90, despre aceste spitale regionale. Ceea ce s-a realizat până în moment au fost niște machete foarte frumoase, erau la Ministerul Sănătății, într-un birou acolo, și machetele astea arătau cum ar trebui să arate un spital regional. Am avut studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate. Am aflat de curând că, de exemplu, Spitalul Regional Craiova, construcția lui a intrat în linie dreaptă și va fi gata în anul 2027. Deci, într-adevăr, o linie dreaptă. Doar de în 7 ani, așa că haideți să vedem ce putem să facem cu acest lucru. Să continuăm ceea ce s-a început, să vedem dacă putem avea mai mare acces la fondurile europene, care sunt relativ reduse în raport cu costul unui astfel de spital, care este în jur de 500 de milioane de euro, și să dezvoltăm un fond al infrastructurii din sănătate. Cât ne costă pe noi, să spunem, până în anul 2024, infrastructura din sănătate? Dacă o să vedeți o estimare așa la rapidă, 800 de centre de medicină comunitară, să zicem cel puțin 400-500 de milioane de euro, centrele acelea de multifuncționale de medicină ambulatorie, probabil o sumă apropiată. Și atunci, împreună cu spitalele, dacă putem constitui acest fond și o să vedem la sfârșit că există astfel de resurse, putem să finanțăm, dar să finanțăm înțelept prioritățile. Prioritatea, cred că, este această construcție a sistemului de acces la servicii de sănătate, de medicină primară și de specialitate și, bineînțeles, spitalele regionale. Următorul slide, vă rog. Un lucru care, din păcate, este mai mult apanajul unor operatori privați, ei nu trebuie excluși, ei trebuie să fie parteneri, dar să nu uităm de centrele de îngrijire a persoanelor vârstnice și de îngrijirile la domiciliu. În mediul rural, dar și în orașe, stau foarte mulți oameni singuri. Nu știu dacă știți, în mediul rural există 1,7 milioane de persoane cu vârsta de peste 70 de ani care sunt singure. Nu au pe nimeni, trăiesc singure. Cine îi ajută pe acești oameni în situația pandemiei? Cine îi ajută să își obțină medicamentele, să le facă mici intervenții medicale de care au nevoie? Dezvoltarea acestui sistem de îngrijire la domiciliu este esențială ca să poată să acceseze aceste persoane. Eu v-am spus doar persoanele din mediul rural. Gândiți-vă că și mediul urban există un număr similar. Dacă mediul rural comunitatea de obicei cunoaște, pentru că așa sunt comunitățile rurale, în orașe, oameni care sunt siguri în blocuri de garsoniere, nu-i cunoaște nimeni. Asta
trebuie să fie, de fapt, mesajul pe care noi trebuie să-l dăm. Trebuie să reconstruim spiritul comunitar, trebuie să avem comunități sănătoase, comunități educate, comunități sigure. Noi trebuie să ne reîntoarcem cu toții, să fim parte a comunității, să avem conștiința apartenenței la comunitate, iar menținerea sănătății comunității înseamnă menținerea sănătății fiecăruia dintre membrii acelei comunități. Vă rog. Un lucru care se discută foarte mult, avem foarte multe categorii de pacienți, accesul neîngrădit la medicamente esențiale. Asta înseamnă că medicamentele care există o listă a Organizației Mondiale a Sănătății de medicamente esențiale, dar nu sunt singurele, pentru că noi avem mai multe paliere. Medicamentele esențiale, să spunem că sunt pentru tratamentul a 90% dintre pacienți și dintre patologii. Dar mai avem bolile rare, mai avem medicina personalizată în cancer. Ori lucrul acesta, în mod evident, lipsește de foarte multe ori, este de multe ori declarat, de foarte multe ori discutat și nu avem încă soluții pentru aceste categorii de pacienți. Există organizația pacienților cu boli cronice și prezența lor este de bun augur pentru că ei sunt reprezentanți onești ai pacienților și cred că trebuie foarte serios să fie parteneri într-un astfel de proiect. Vă rog. Îmbunătățirea stării de sănătate a femeii și copilului. Femeia trebuie tratată de la naștere până la vârsta a treia, trebuie supravegheată, trebuie ajutată, trebuie consiliată, pentru că trece prin foarte multe etape dificile în viață, fie biologice, fie legate de sarcină. Noi, în momentul de față, dacă discutăm de sănătatea mamei și copilului, avem de multe ori abordări teoretice. Din cauza asta, noi am propus ca la nivelul acelor centre medicale comunitare să avem o moașă. Revalorizarea moașelor este esențială pentru urmărirea gravidei, pentru sănătatea copilului nou-născut. Cred că este unul dintre elementele de bază și avem modele în Europa, în Olanda, în Marea Britanie, în care moașa joacă un rol important nu numai în asigurarea siguranței mamei și copilului, ci și în sănătatea comunității și în pacea comunității în care ea lucrează. Dezvoltarea medicinii școlare. Practic, medicina școlară a dispărut. Noi la mii de școli în România, avem 19.000 de școli în România și avem probabil 1.000 de medici de medicină școlară. Lucrul ăsta are un impact foarte prost asupra dezvoltării copiilor. Copiii în școală trebuie urmăriți, trebuie îndrumați, trebuie supravegheați, trebuie discutat cu ei și cu educatorii lor despre prevenție. Noi prevenția o declarăm din nou și o aplicăm foarte puțin. Și atunci ajungem la domeniul meu, dacă vreți preferat, la sănătatea publică. Sănătatea publică înseamnă sănătatea comunității. Nu înseamnă accesul la servicii publice, ci înseamnă sănătatea comunității. Fie că discutăm de țara noastră, de poporul nostru, fie că discutăm de o mică localitate dintr-una dintre regiunile țării. Și atunci noi trebuie să avem, cum vă spuneam, comunități sănătoase, educate și sigure. Propunem ca unul dintre elemente de bază Carta Sănătății Publice, un document programatic multisectorial aprobat în Parlament, care să permită dezvoltarea programelor prioritare pentru sănătatea publică, a conceptului de sănătate publică comunitară, îmbunătățirea educației pentru sănătate și accesul la apă de bună calitate, accesul la evitarea poluării. Lucrurile astea trebuie prevăzute și un domeniu e multisectorial, nu ține doar de sănătate. Care ar fi domeniile majore de intervenție ale sănătății publice? În domeniul bolilor transmisibile, Institutul Național de Sănătate Publică trebuie să conducă o rețea națională care să supravegheze și să controleze bolile transmisibile. Vedeți ce se întâmplă în lipsa unei astfel de rețele. Am ajuns într-o situație în care direcțiile de sănătate publică sunt depășite, câteodată nu știu ce să mai facă. Îmbunătățirea capacității de diagnostic la nivel regional și național prin centre de referință și dezvoltarea programului național de vaccinare, și asta înseamnă, de fapt, nu numai vaccinarea copiilor, ci și pași spre vaccinarea adulților, inclusiv prin compensarea
vaccinurilor, care este practic realizat în toate țările din Uniunea Europeană. Ce se întâmplă în domeniul bolilor netransmisibile? Realizarea registrelor naționale pentru principalele patologii. De unde să știm pe cine să tratăm, cât ne costă, cum trebuie să facem dezvoltarea unui program de sănătate, dacă nu știm numărul de pacienți? Niciodată nu am știut. Care sunt principalele patologii? Înseamnă bolile cardiovasculare, cancerul, diabetul, afecțiunile pulmonare, prevenția și screening-ul. Avem prevenția cancerului de col uterin, cancerului mai mare, cancerului colorectal. Dumneavoastră știți că noi într-un an reușim să facem screening pentru cancerul de col uterin doar în proporție de 2%? Să avem 5 milioane de femei care ar trebui să fie examinate și nu reușim decât la 100 de mii. Lucrul ăsta ce face? Duce ca România să fie pe primul loc la mortalitatea prin cancer de col uterin. Aproape 2000 de femei în fiecare an mor datorită acestei afecțiuni. Trebuie să facem un program integrat de dezvoltarea și implementarea unui plan național de control al cancerului. Și lucrul ăsta se poate face pentru că avem deja institute oncologice care au un foarte bună expertiză și pot să creeze premize pentru instruirea personalului. Promovarea educației pentru sănătate este esențială. Programele de combatere a sedentarismului, încurajarea activității fizice și a nutriției, combaterea consumului de tutun, alcool și de droguri. Și o să închei acum cu câteva slide-uri care sintetizează ce ne propunem noi în acest moment. Ne propunem două elemente care sunt extrem de importante. Un program pe termen scurt. Ce trebuie să facem pe termen scurt? Să gestionăm situația de criză profundă a sistemului de sănătate, a sistemului economic și de criză socială, pentru că aceste două sisteme, dacă nu funcționează, criza socială, în mod evident, este acolo. Evitarea colapsului financiar și profesional în sănătate, acționarea, asigurarea funcționalității și profesionalizării de plină a sistemului de sănătate publică este probabil lucru cel mai accesibil și care nu înțeleg de ce nu se face. Asigurarea asistenței medicale, inclusiv de terapie intensivă pentru persoanele infectate și asigurarea stocurilor de protecție, teste de diagnostic, materiale sanitare și reactivi. Și ați mai spune ceva. Toată lumea vorbește de vaccinul împotriva infecției cu noul coronavirus. Care este pregătirea pentru a vaccina milioane de oameni într-un timp scurt? Nu vedem nicio pregătire. Lucrurile astea, din punct de vedere logistic, sunt extrem de complicate. Trebuie un efort comun și cred că eu personal mă ofer din punct de vedere profesional, nu din punct de vedere politic, și să încetăm să mai facem proiecte, pentru că sunt oameni care nici măcar în viața lor nu au fost pe teren să vadă cum se face o vaccinare, cum e organizat sistemul, și vin cu soluții care sunt fanteziste și nu au aplicabilitate. Se va crea o mare tensiune la nivelul populației dacă vaccinul va fi disponibil și el nu va putea fi administrat. Ăsta este o chestiune care trebuie foarte serios judecat. Ce facem însă pe termen mediu? Într-un ciclu sau două cicluri de guvernare? Sigur, eu sunt optimist. Eu cred că Partidul Social Democrat va avea majoritatea după aceste alegeri. Dacă va guverna sau nu, rămâne de văzut. Dar trebuie să plecăm de la premisa că în unul, două cicluri electorale putem să schimbăm fața sănătății în România. Ăsta e motivul pentru care eu am făcut pasul spre politică, pentru că în zona tehnică am lucrat foarte mult, dar trebuie să existe decizia politică care să schimbe lucrurile și să schimbe mentalitățile. Cred că e mai important, probabil, decât orice din istoria post-decembristă a României, să reușim să le dăm oamenilor acces la servicii de sănătate și speranță că lucrurile merg spre bine. Programul prevede câteva strategii. Aceste strategii se vor regăsi în legislație. Pentru că noi avem în momentul de față, și domnul președinte Florin Buicu aici, avem o lege a sănătății care cuprinde 17 titluri diferite, a avut peste 2000 de amendamente și este practic o lege care de multe ori blochează mai mult decât rezolvă problemele.
Și atunci noi trebuie să avem legi sectoriale și strategii pentru fiecare sector de activitate, încât să putem să rezolvăm problemele profesional și etic, dacă vreți. Pentru că etica de multe ori este trecută la capitolul și altele și nu trebuie să fie așa, pentru că și din punct de vedere al funcționalității și al exemplului pe care îl dai, din punct de vedere politic, este greșit să nu adopți elemente de etică atunci când adopți o legislație. Și atunci propunem câteva. Avem aici 4 strategii pe care le propunem. O strategie națională de dezvoltare a serviciilor de sănătate, care înseamnă, ce vă spuneam puțin mai devreme, asigurarea accesului universal și neîngrădit la servicii de sănătate, și această regândire a modului de funcționare a sistemului, care duce la dezvoltarea centrelor de medicină primară, la dezvoltarea ambulatorilor de specialitate, a centrelor unice de programare și, bineînțeles, și continuarea dezvoltării asistenței medicale spitalicești. Strategia Națională de Sănătate Publică. Ea este bazată pe ce spuneam puțin mai devreme, pe Carta Sănătății Publice. Trebuie reorganizat sistemul. Nu se mai poate cu 42 de direcții de sănătate publică nefuncționale. Noi avem un institut național, are 4 filiale majore. Mai facem 2 încât să acoperim tot teritoriul național, la Constanța și la Craiova, iar profesioniștii din direcțiile de sănătate publică trebuie să lucreze direct în coordonarea acestei structuri naționale de sănătate publică. Trebuie să încurajăm dezvoltarea specialităților care, vedeți acum, sunt foarte mult discutate, dar pentru care nu avem o bază nici de pregătire. Trebuie să facem gestionarea cu oameni de specialitate. Îmi cer scuze, mare apreciere și pentru juriști și pentru economiști, dar nu trebuie ca direcțiile de sănătate publică să fie conduse de juriști și de economiști, cum se întâmplă în acest moment în foarte multe cazuri. Și atunci trebuie să dezvoltăm epidemiologia, sănătatea publică, microbiologia și igiena și, bineînțeles, medicina de familie. Medicina de familie nu trebuie să fie un dispecer al trimiterii pacienților la consult în alte părți, ci trebuie să fie un om care rezolvă problemele comunității. Următorul, vă rog. Strategia de resurse umane. Ca să facem sănătate publică și asistență medicală, avem nevoie de oameni calificați. Ei îi reușim să încercăm să facem lucrul ăsta dacă avem o strategie a resurselor umane. Chiar și coordonarea resurselor umane la nivel național este realizată de persoane care nu sunt medici. Trebuie să înțelegeți chestiunea asta, că și aici avem nevoie de profesionalizare. Cum facem? Trebuie un parteneriat între autorități, Ministerul Educației și, bineînțeles, Ministerul Sănătății, universitățile de medicină și cine? Și colegiile profesionale, colegiul medicilor, colegiul medicilor dentiști și, bineînțeles, o reformă a acestor colegii încât ele să fie independente, să fie autonome, cu adevărat autonome, și să se ocupe de dezvoltarea profesională și de apărarea intereselor medicilor. Trebuie să ne gândim la o ofertă de pachete salariale, de instruire și de fidelizare pentru cei care lucrează în zonele rurale, în zonele defavorizate și, bineînțeles, eliminarea discrepanțelor existente încă în salarizarea personalului medical. Și ultima strategie pe care vă prezint pe scurt este strategia de cercetare-dezvoltare, care trebuie să încurajeze, practic, cercetarea în scopuri aplicative, ca să putem să descoperim sau să nu știu să descoperim, să adaptăm producția în România de noi medicamente, reactiv de diagnostic, materiale sanitare și să acordăm granturi și facilități în cazul asimilării în producția acestora. Să știți că din PIB-ul României, 1% este reprezentat, aproape 1% este reprezentat de medicamentele produse în țara noastră. Dar noi le folosim intern, adevărat, există facilități la export și Ungaria, care e o țară mai mică decât România, de exemplu, exportă de câteva ori mai multe medicamente decât țara noastră. Dezvoltarea industriei farmaceutice, a industriei care poate să dezvolte reactivi, este foarte importantă pentru că duce și la un flux de resurse pentru dezvoltarea sistemului de sănătate. Întrebarea de sfârșit ar trebui să fie următoarea. Cu ce bani facem toate chestiunile astea? O analiză făcută de colegii din Departamentul Economic arată că pentru următorii 4 ani există o disponibilitate de aproape 60 de miliarde de euro
pentru tot sistemul de sănătate. Dar hai să vedem de unde vin. Cea mai mare parte vine din contribuția națională, bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și bugetul Ministerului Sănătății. Totuși, 5 miliarde de euro, puțin înapoi, dacă se poate, 5 miliarde de euro sunt fonduri europene care pot fi folosite exact pentru dezvoltarea acestor infrastructuri la care am făcut referire și 0,5 miliarde de la Banca de Reconstrucție și Dezvoltare. Deci există resurse, alocarea resurselor nu trebuie făcută decât în interesul dezvoltării unei infrastructuri și a sustenabilității sistemului de sănătate. Noi cu asta ne confruntăm, cu sustenabilitatea sistemului de sănătate, care în caz de criză majoră, cum este cea de acum, nu are, cum se numește, se spune reziliență, adică nu are rezistență la șocuri decât o rezistență limitată. Eu sper să ne ajute Dumnezeu să nu fie cazul să vedem care este limita sistemului de sănătate în săptămânile următoare și să încercăm toți, indiferent de orientarea politică, să avem un limbaj unic și să ajutăm la depășirea acestei situații. Eu vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări, între timp m-am obișnuit cu ventilația de aici, așa că dacă vreți vă mai fac o dată prezentarea cu planul cu infecția cu noul coronavirus, ca să, dacă au fost nelămuriri. Vă rog. Ați spus că întrebarea de final ar trebui să fie legată de bani. Cred că e la fel de important sau poate chiar mai important e întrebarea legată de personal, pentru că multe din obiectivele prezentate în program implică și personal. Da, exact. Din cauza asta v-am spus că trebuie să facem o reformă a resurselor umane. Evaluarea necesarului de personal pentru fiecare specialitate, pentru fiecare regiune din țară, pentru fiecare localitate din țară, din păcate, este, dacă vreți, pe baze istorice. Adică nu există o... De exemplu, acum să dau un exemplu. Dom'le, cam ce avem nevoie? Păi, epidemiologi, pentru că avem o criză epidemiologică. Ok, atunci mai punem la rezidențiat, înmulțim posturile cu doi. Nu așa se fac lucrurile. Eu trebuie să văd un necesar la nivel național, să văd câți oameni am, câți ies la pensie, și trebuie să fac o planificare și a capacității de training, pentru că lucrul ăsta nu se întâmplă de multe ori. Vă dau exemplu și la mine sau la alți colegi. Într-un an, pentru că e nevoie, ne vin 30 de rezidenți. Putem să lucrăm cu 30 de rezidenți ca să instruim cum trebuie? Unde instruim? Au posibilitatea să facă o activitate legată direct de practică sau fac o activitate mai mult teoretică? Astea sunt lucruri care trebuie discutate. Cu cine trebuie să discutăm? Cu universitățile de medicină și cu colegiile profesionale ale medicilor. N-am spus nimic și îmi pare rău și revin, n-am discutat despre Ordinul Asistenților Medicali. Asistenții medicali sunt un corp de elită de care este absolută nevoie. Nu o să putem să facem niciodată medicină de performanță fără asistenții de medicali. Sigur, asta a fost doar o prezentare. În programul pe larg o să găsiți referiri repetate la ei. Asistenții medicali trebuie specializați și trebuie să fie parteneri împreună cu celelalte categorii de personal implicate în acordarea asistenței medicale sau în sănătate publică, pentru că există de multe ori tendința de a rezolva o parte a problemei din punct de vedere sau încercarea de a rezolva o parte a problemei și nu există niciodată o integrare și o gândire unitară a acestor lucruri. Dar pe termen scurt poate fi găsită o soluție? Că ce spuneți pe termen scurt, din păcate, nu se pot face minuni. Pe termen scurt, eu vă spun ce se poate face din punct de vedere a acordării asistenței de terapie intensivă. E o recomandare europeană, nu e recomandarea mea sau a Partidului Social Democrat. Ea este de vreo 2-3 luni această recomandare, încât la nivelul Uniunii Europene să se instruiască 10.000 de medici din alte specialități, nu de terapie intensivă, de exemplu, medici infecționiști, neurologi, da? Din alte specialități, într-un modul rapid de 3 luni, 3-4 luni, în care ei să poată să îngrijească un pacient critic care are infecție cu nouul coronavirus. Asta este soluția. Deci noi ar trebui să avem un program articulat în acest moment în care să putem să îngrijim 500 de pacienți cu infectați
cu 500, să avem 500 de medici care să poată să îngrijească acești pacienți, pentru că noi suntem cam 5% din populația Uniunii Europene. Dacă recomandarea a fost pentru 10.000 de medici, deci cam 500 ar putea, 500 de pacienți ar putea să îngrijească câte, 500 de, mă scuzați, de medici ar putea să îngrijească câteva mii de pacienți infectați cu noul coronavirus. Și ăsta e un lucru care ar trebui să se întâmple. Până în momentul de față, concret, ce considerați că putea fi făcut și nu s-a făcut? Ce considerați că s-a făcut greșit? O să luăm pe rând. Comunicarea, din punctul meu de vedere, a fost punctul cel mai slab în această pandemie. E un punct de vedere pe care eu l-am expus repetat, cu mult timp înainte de ce să am invitația de a adera la Partidul Social Democrat. Niște cifre seci și niște informații repetitive legate de folosirea măștii nu cred că sunt suficiente încât să convingem oamenii că suntem un sistem, suntem o țară care poate să gestioneze această pandemie. Deci mesajele, în primul rând, trebuie să fie adaptate, să fie profesioniste, să țină cont de evoluția pandemiei. Gândiți-vă că noi am avut același tip de mesaj în luna iunie, când lucrurile erau sub control, și avem același tip de mesaj acum, când nu mai sunt sub control. S-a schimbat ceva, noastră lucrați în presă, s-a schimbat ceva din punct de vedere al informațiilor pe care le primiți. În fiecare zi primiți o informație legată de numărul de cazuri noi, de numărul de decese și de numărul de persoane internate la terapie intensivă și cam atât, altceva nu mai primiți. Informațiile legate de transmitere, dar puțin mai deep, nu, adică puțin mai adânc analizate. În județul Brașov, vă dau seama, de exemplu, există informații referitoare la județul Brașov, dincolo de cifre. Unde avem probleme? Care sunt căile de transmitere ale infecției? Ce anume ar trebui să aibă în vedere populația ca să nu se infecteze într-un județ afectat? Nu avem acest tip de informații, îmi pare rău. Și mai mult, nu trebuie să fie doar oameni specializați în comunicare. În spate v-am spus, eu nu sunt sociolog, eu nu sunt psiholog, dar trebuie să vedem cum reacționează oamenii. Oamenii sunt foarte îngrijorați acum. Eu am intrat în chestiunea asta și legată de comunicare și poate și acum în chestiunea politică, pentru că eu cred că trebuie să ai echilibru, să ai bună credință și să fii onest atunci când vorbești cu oamenii, să le spui adevărul. Un om care este informat, care știe că acela care este în fața lui îi spune adevărul, are mult mai multă încredere, chiar dacă informația pe care o primește îl afectează. În momentul de față, în România, sunt foarte multe categorii sociale care sunt, mă rog, categorii de persoane scutite de plata asigurării de sănătate. Una dintre categorii este chiar cea a pensionarilor cu pensii foarte mici. V-aș întreba dacă considerați că ar trebui toată lumea să plătească această asigurare sau nu? Sau măcar să fie revizuită acea listă de excepții? Probabil că lista de excepții trebuie revizuită. Dacă ea este excesivă, eu nu cunosc... Este cea mai mare din Uniunea Europeană. Bun, atunci înseamnă categorii. Că fiind pe, suntem și noi pe primul loc la ceva atunci, nu? Deci, dacă lista este excesivă, sigur, ea trebuie să fie revizuită. Eu vreau să vă spun o chestiune personală, pe care o consider importantă. Este la fel ca și apartenența la comunitate. Cei care au pensii foarte mici, pentru că au pensiile așa de mici încât și traiul zilnic poate să fie afectat de plata unei contribuții la sănătate, sigur că trebuie în continuare să nu plătească această contribuție, pentru că, în mod evident, nu au din ce să o plătească. Adică pun în balanță ce vă spuneam puțin mai devreme. Povara financiară pentru o familie sau pentru o persoană care are venituri foarte mici, dacă contribuie la sănătate, poate să-i pună în pericol statusul lui. Dar simbolic ar trebui să plătească un leu. De ce? Pentru că dacă plătește un leu, are conștiința faptului că și el, cu o sumă extrem de mică, simbolică, simbolic e partea comunității și el ajută prin acel leu poate o altă persoană care are nevoie. Deci eu cred că așa ar trebui abordate lucrurile, nu neapărat într-un palier populist sau demagogic, ci trebuie analizat, într-adevăr, dacă pe această listă sunt categorii care au venituri consistente și nu plătesc contribuții, e mult normal
să plătească contribuții. Dar că sunt persoane care au venituri mici și nu plătesc contribuții, e normal ca ele să nu plătească în continuare, dar așa simbolic, v-am spus, poate că e o idee foarte bună ca să înțelegem toți că avem o responsabilitate, sigur, mai mare sau mai mică sau foarte mică, dar că putem să contribuim cu toții. Aș avea o întrebare și pentru domnul Grindeanu. Nu au reușit cei de la Senat să întrunească un forum de ședință pentru a trimite cererea de reexaminare a președintelui la comisii. V-aș întreba dacă dumneavoastră și Partidul Social Democrat în acest moment considerați oportună, în primul rând, amânarea legilor, pentru că o adoptare a acestei legi înseamnă automat amânarea legilor din 6 decembrie. Haideți să venim... De la BP. Da, de la BP. Din câte știu, știu bine, acolo a existat o situație cu un membru PSD care în această perioadă, ieri și azi, a refuzat să mai răspundă apelurilor noastre. Sigur, în paranteză fie spus, acel membru BP al biroului permanent din Senat nu se mai află pe un loc eligibil. Acum, de aici până la refuza să-ți mai faci munca pentru care ai fost ales pentru 4 ani, e cale lungă. Faptul că organizația județeană, sper să nu mă înșel, Tulcea, nu l-a mai pus pe un loc eligibil, nu înseamnă că nu trebuie să vii la muncă. Sau că nu înseamnă neapărat că trebuie să asculți, e o părere, n-am dovezi, să asculți cântece de sirenă venite dinspre putere, pentru că undeva acolo se poate găsi cauza. Cert este că în acest moment, inclusiv astăzi când vorbim, în biroul permanent al Senatului nu mai avem majoritate. Aveți majoritate cu un social-democrat care refuză să vă mai răspundă la telefon. Pe care noi nu îl mai considerăm social-democrat. Și ce va fi... Da. Pentru că pentru a face acest lucru mai trebuie să ai un birou permanent. Iar în acest moment nu s-a reușit convocarea acelui birou permanent. Va fi... Deci, ca să fiu clar, nu-l mai considerăm social-democrat. Înțelegem că va fi exclus din partid. Nu, dar nu-l mai considerăm în această perioadă, nu neapărat ne ocupăm de aceste lucruri. Cert este că supărarea pleacă, presupun, din faptul că nu mai e pe un loc eligibil în organizația respectivă. Am înțeles. Decizia senatorilor PSD sau a Partidului Social-Democrat este ca această cerere de reexaminare să fie respinsă rapid de Senat, era mai apoi de Camera Deputaților? Nu pot să vorbesc în numele tuturor colegilor mei. Cert este că ieri ne-am fi dorit ca acest lucru să fie introdus pe ordinea de zi, să meargă către comisiile de specialitate și BP-ul să hotărască un calendar pentru votul final, astfel încât să meargă rapid spre Camera Deputaților și să se dezbată inclusiv în Camera Deputaților și să voteze și acolo. Cum ieșiți din impas și dacă veți insista ca această lege să intre totuși în vigoare și să fie amânate alegerile? Eu sper ca cei, până la urmă, care trebuie să meargă la muncă, indiferent de ordinele de partid pe care le primesc, să o facă și să meargă cel puțin în ședința biroului permanent, astfel încât să avem o ordine de zi, să poată fi trimisă către comisie, să hotărască plenul Senatului și după aceea plenul Camerei Deputaților. Domnule Rafila, v-aș întreba și pe dumneavoastră, în câteva zile începe practic campania electorală și aș vrea să vă întreb dacă sunteți pregătit și dacă credeți că România este pregătită să intre din nou în campanie electorală, având în vedere că numărul de cazuri este în continuare în creștere. Acum, răspunsul este următorul din punctul meu de vedere. Campania electorală, organizarea alegerilor, reprezintă o decizie politică. Dacă această decizie politică va fi luată, deci de continuarea procesului electoral, în mod evident, toată lumea va intra în campanie electorală. Cum va intra în campanie electorală? Cum va adapta mesajele? Pentru că, vedeți, interacțiunea
cu alegătorii va fi foarte limitată, pentru că nu este, în mod evident, nu este posibil și nici nu e voie, din punct de vedere legal, să ai o întâlnire foarte, cu foarte multe persoane. Asta este o altă discuție. Discutam ieri, chiar am fost întrebat în repetate rânduri, dacă procesul electoral reprezintă un pericol. Și am spus, alegerile efective, votul, dacă este bine organizat, probabil că nu reprezintă un pericol, un pericol mai mare decât o activitate cotidiană pe care o avem. Însă campania electorală și eventual post-electorală, pentru că știți bine că oamenii mai și sărbătoresc, victoria sau înfrângerea, depinde după caz, poate să constituie o problemă, pentru că atunci avem de pus în balanță două elemente. Campania electorală și procesul electoral în general este un atribut al democrației. Dacă avem un atribut al democrației, înseamnă că el trebuie să se exercite încât oamenii să poată să interacționeze cu candidații, să discute despre programele lor, ori lucrul ăsta este limitat, pe de-o parte. Și mai este un element care cred că este, din punctul meu de vedere, un element asupra căruia ar trebui să reflectăm. Cine se prezintă la vot? Câți oameni se prezintă la vot? Pentru că această infecție poate să creeze o serie întreagă de rețineri, de temeri, încât foarte mulți oameni să nu participe la vot. Și sigur că și lucrul ăsta trebuie foarte bine judecat și discutat și probabil că și în zona alegerilor, la fel ca și așa, la fel cum am avut și sugestia legată și de gestionarea problemelor de sănătate publică legată de infecția cu noul coronavirus, cred că ar trebui să existe o discuție deschisă, ce ne dorim și care sunt soluțiile pentru organizarea alegerilor, încât acestea să poată să fie organizate, cer scuze că repet acest cuvânt, și din punct de vedere al reprezentativității și din punct de vedere al siguranței cetățenilor legat de infecția cu noul coronavirus. În condițiile în care legea care ar putea duce la amânarea alegerilor ar reuși să intre în vigoare cel mai devreme la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, foarte aproape de ziua votului, da, credeți că mai are sens să se meargă mai departe cu această lege, în condițiile în care campania electorală va fi fost făcută aproape în integralitate? Aici e un răspuns de natură politică, nu este de natură profesională. Cred că situația epidemiologică din acel moment o să dicteze care este cursul de urmat. Eu aștept următoarele două săptămâni. Sper ca măsurile luate de guvern să-și facă efectul și această creștere a numărului de cazuri pe care o înregistrăm de la săptămână la alta să se oprească, să ajungem să controlăm epidemia, să nu avem depășită capacitatea în secțiile de terapie intensivă și să nu înregistrăm un număr mare de persoane care decedează. Dacă toate aceste condiții vor fi îndeplinite, cu siguranță alegerile se pot organiza. Practic spuneți că nu ar fi contraindicat, să spunem, nu? Să-l amânăm alegerile chiar cu puțin timp înainte de ziua scrutinului. Nu, eu am spus că alegerile se pot organiza dacă aceste elemente legate de sănătatea publică vor fi îndeplinite. Dacă nu vor fi îndeplinite, atunci probabil că ele vor fi organizate, dar există o asumare a responsabilității pe care o vor face cei care organizează alegerile. Nu, eu nu sunt așa de bine antrenat deocamdată, dar o să mă antrenez în chichițele astea legislative. Eu atâta știu că există o hotărâre a Guvernului României de organizare a alegerilor, care ar putea să fie invalidată de aprobarea unei legi prin care Parlamentul devine cel care hotărăște data alegerilor. Sigur, mai este un lucru și putem să-l discutăm și pe ăsta, ca să nu fie neapărat o întrebare din partea dumneavoastră. Este o discuție. În martie vom avea o situație mai bună decât în luna decembrie. E foarte greu să spun acest lucru. Dar probabil că
gândindu-mă la anunțul făcut de domnul ministru Tătaru, că în decembrie deja prima tranșă de vaccin vine, mă gândesc că dacă în decembrie prima tranșă de vaccin vine, înseamnă că până în martie deja o bună parte din populația la risc din România va fi deja vaccinată și atunci, într-adevăr, putem să avem un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Aș avea și o întrebare mai politică, așa. Veți fi cel mai probabil coleg în Parlament cu Daniel Ghiță, care consideră că masca scade imunitatea. Veți încerca să aveți o discuție cu el? Păi o discuție, că altceva nu pot să am cu el, să știți. Eu cred că prezența mea și altor colegi în Partidul Social Democrat poate avea o foarte bună contribuție la convingerea oamenilor legate de utilitatea măsurilor de prevenție, la utilizarea măștii, la distanța fizică, la distanțarea fizică, la alte măsuri care pot fi respectate. Știți, ca și la vaccinare, în general, există persoane care ascultă, sunt oamenii care au îndoieli și pe ei, în general, reușim să-i convingem, sau există persoane care nu pot fi convinse. Lucrul ăsta, până la urmă, nici nu are importanță, pentru că dacă, și eu sunt convins că domnul Ghiță va avea cel puțin această opțiune, eu cred însă că o să reușim să-l convingem să înțeleagă și să-i demonstrăm că masca este într-adevăr protectoare, măcar din respect. Noi suntem, trăim într-o societate. Și dacă respectăm regulile societății, indiferent că ne convin sau nu, dacă credem sau nu credem în ele, este suficient. Din punct de vedere al sănătății publice, eu sunt convins că domnul Daniel Ghiță va folosi masca din convingere, cum sper eu se întâmple, sau din respect pentru legislație și pentru regulile sociale. Dar nu vi se pare ciudată alăturarea în aceeași echipă a unor oameni cu viziuni atât de diferite? Acum știți cum e, oamenii sunt diverși, probabil că dânsul este expert sau cunoaște mult mai bine alte domenii pe care eu nu le stăpânesc așa de bine. Alegerile sunt un și viața partidelor este, cum să vă spun, un mecanism care viu, exact. Eu am văzut că și la Partidul Național Liberal există un campion, tot așa, de box, care este chiar un lider. Așa că cred că toate profesiunile, toate opțiunile se pot aduna. Important este ca, la sfârșit, să sprijinim nu numai niște principii, să sprijinim niște programe. Și ceea ce sper, și asta am spus și la început, că nu mă auzeam eu așa de bine, cred că dacă această campanie electorală va fi mai puțin spectaculoasă, măcar să fie eficientă. Adică să putem să dezbatem programe, să dezbatem idei și să vedem dacă putem să convingem alegătorii cu ceea ce spunem și ceea ce e cel mai important atunci când ajungem sau ajung alții sau ajungem noi la guvernare, că putem să și facem ceea ce spunem. Din cauza asta, eu nu sunt niciodată adeptul programelor bombastice, proiectelor irealizabile și al unor chestiuni care, până la urmă, nu fac altceva decât să crească neîncrederea populației în clasa politică. Eu am intrat în politică ca să pot, încerc cel puțin, să arătăm că există și o altfel de abordare și nu intrăm aici datorită unor interese personale, ci intrăm datorită unor interese publice pe care vrem să le servim sau încercăm să le servim. Domnule Rafila? Dacă PSD va ajunge la guvernare, acel centru de informare integrată, da, practic va înlocui grupul de comunicare strategică? Cu siguranță. Cu siguranță. Nu știu, dumneavoastră ce vi s-a părut strategic la comunicare? Eu vă întreb așa, că nu, din punct de vedere al strategiei, care a fost strategia? Care a fost, când spui strategie, înseamnă că ai o viziune, nu? Ai un ansamblu, știi ce faci în fiecare situație, cu cine faci, care este reacția pe care o ai în funcție de evoluția situației epidemiologice și așa mai departe.
vă rog frumos, spuneți-mi și mie cu ce ați observat dumneavoastră că a fost strategic în această comunicare, în afară de diverse bâlbe, schimbări ale modului de raportare, de calcul, lucruri de genul ăsta, care au creat o confuzie. Mie, care cunosc lucrurile, să spunem, foarte bine, mi-au creat câteodată întrebări, au apărut întrebări la care eu nu puteam să răspund. Și atunci, de asta vă spun că grupurile astea, nu știu momentul de față, în afară de conducătorul acestui grup de comunicare strategică, nu știu cine face parte din el, dar nu știu dacă fac parte sociologi, psihologi, medici, toți trebuie să fie acolo ca să poată să dea un răspuns oamenilor, așa cred eu. Domnule Rafila, în acest moment avem 3.065 de paturi ATI la nivel național și 2.252 de ventilatoare. 3.000, nu 4.000? 3.065 a anunțat președintele Klaus Iohannis. Ok. De asta v-am întrebat că domnul Nelu Tătaru alaltă era anunțase vreo 4.000 și de asta era o mică diferență de 1.000. Eu vă întreb așa, ne-ați prezentat un program de guvernare pentru următorii 4 ani. Ați prevăzut inclusiv majorarea numărului de paturi pentru ATI și a ventilatorilor? Aveți un program... Ăla nu e un program de guvernare. Ăla este, deci ce spuneți dumneavoastră, asta nu reprezintă un program de guvernare. Un program de guvernare reprezintă o viziune, un concept și niște căi de realizare a unor probleme. Sigur că în momentul în care ajungi la spital, la terapie intensivă, trebuie să vezi unde ai paturi de terapie intensivă, cum sunt distribuite la nivel național și dacă ai personal calificat ca să le deservească. Ori tu trebuie să combini atunci o planificare a dezvoltării serviciilor de terapie intensivă cu planificarea dezvoltării resurselor umane. Paturile în sine nu reprezintă absolut nimic. Deci paturile nu reprezintă nimic decât dacă ele sunt însoțite de ce? De două lucruri. De infrastructura necesară care ți asigură acces la oxigen, să ai ventilatoare și așa mai departe, și de personalul calificat care poate să le deservească. Noi trebuie să avem un sistem elastic. Dacă eu am nevoie de 3.000 de paturi de terapie intensivă și dacă am pandemie am 5.000 de paturi, eu nu are rost să țin 5.000 de paturi funcționale și cu personal. Eu trebuie să am un plan. Și atunci țin 3.000 de paturi care îmi deservez mie sistemul în mod curent și am o planificare, o rezervă de paturi și o rezervă de personal care știe, cum vă spuneam, au competență să îngrijească pacienții care își fac meseria lor, dar care într-o situație de criză vin și îmi completează sistemul de sănătate. Asta înseamnă planificare. Noi suntem reactivi, nu suntem predictivi. M-a întrebat dumneavoastră sau colega m-a întrebat care a fost, eu am zis de comunicare. Eu vă întreb altceva. Ce s-a întâmplat în luna iunie până în luna septembrie? Ce planificare a existat? Ce lucruri s-au rezolvat? Au trecut niște luni de zile, personal n-avem, acum ne gândim cum rezolvăm problema, suntem reactivi, de ce? Pentru că în două săptămâni sau într-o săptămână capacitatea sistemului de sănătate publică alocată cazurilor de infecție cu nouă coronavirus ajunge la o limită. Și atunci ne gândim acum, cu două săptămâni. Același lucru s-a întâmplat la școli. Cum a fost? A început pregătirea școlilor după data de 1 septembrie. Ori, ce discutăm? Nu mai trebuie să fim reactivi, trebuie să fim predictivi și să ne organizăm din timp. Îmi pare rău, proverbul românesc, să-ți faci vara sanie și iarna car. Deci avem un proverb extraordinar. Problema este cum îl aplicăm. Pentru că totuși nu ați explicat cum ieșiți din impasul cu legea, că doar să sperați că vin liberalii, vine USR și vine UDMR la ședință, da, deși n-au venit până acum. Că PSD-ul e în impas. Nu, avem o lege care a fost declarată în primă instanță, da, la prima sesizare a președintelui, dacă mă înșel, constituțională. Acum facem tot felul de tehnici parlamentare. Că până la urmă despre asta e vorba. E o lege dată în urmă cu câteva luni de zile, care a fost trimisă către Curtea Constituțională, știți foarte bine acest lucru, Curtea Constituțională a spus că e perfect în regulă cu această lege.
nu noi facem acest ping-pong, ci domnii de care vorbiți dumneavoastră. Dar PSD... Pornind de la președintele Iohannis și terminând cu grupurile PNL și nu știu dacă s-au adăugat și alte grupuri. Deci vorbim în acest moment de o decizie a Curții Constituționale care a spus că e constituțional ca Parlamentul să spună care e data alegerilor generale. Și acum intrăm într-o tehnică din asta în care cei de la PNL, și o spun direct, folosind pârghiile puterii, încearcă să facă o întârziere a rediscutării legii respective. Eu nu spun că nu e legal să nu rediscuți. Eu spun că cei care se folosesc de aceste tehnici sunt cei de la PNL împreună cu președintele Klaus Iohannis, care vor un singur lucru. Să fie alegeri în 6 decembrie. Nu contează câți oameni sunt la ATI, nu contează câte cazuri de îmbolnăvire avem în fiecare zi, contează un singur lucru, să avem alegeri. Și atunci folosim tot felul de tehnici de acest tip, care, repet, n-am spus că sunt ilegale, sunt perfect legale. Doar că ajungem tot noi să răspundem de ceea ce fac dânsii. Nu mi se pare în regulă. Nu, dar cum veți încerca să combateți această situație? Că până la urmă PSD își dorește această lege trecută prin Parlament, corect? Nu, noi ne dorim un singur lucru. Ca o lege care a fost declarată constituțională să fie dezbătută în Parlament, în Senat, încă o dată, repet, reexaminată în Senat și în Camera Deputaților. Astfel încât să intre în vigoare dacă e deja declarată constituțională. Nu vi se pare că așa trebuie să funcționeze un stat de drept? Vi se pare că trebuie să alergăm după membrii ai biroului permanent al Senatului care nu se mai găsesc pe locuri eligibile și să găsim puncte nevralgice la aceștia ca să nu se asigure quorumul? Asta vi se pare că e o tehnică în regulă cu o țară membru a Uniunii Europene? Nu, asta mi se pare și nu mi se pare, chiar așa e situația în care ne aflăm. Din păcate nu noi am făcut... Din păcate, noi am vrut să facem și ieri și azi acest birou permanent. Ne-am dorit ca oamenii să vină la lucru, să facă ceva pentru ce a fost votați până la urmă și iau salariul, să vină la Senat, să vină în birou permanent, să hotărască o ordine de zi, să se discute indiferent de modul în care va ieși într-un final din Senat sau din Camera Deputaților, dar să știm un lucru. Nu să umblăm cu tehnici din astea de a alerga prin Tulcea, prin Delta, divers senatori. Noi toți nu am înțeles care este poziția PSD. Dacă PSD în acest moment, astăzi vorbind, susține că alegerile se desfășoare pe 6 decembrie sau susține amânarea lor? Susținem să se discute această lege cât mai repede. Și e evident acest lucru. De aceea am făcut biroul permanent. Bun, această lege nu vă permite neapărat, puteți dumneavoastră parlamentul, când zic așa, o majoritate parlamentară poate să decide tot data de 6 decembrie. Așa. Întrebarea este, PSD în acest moment susține desfășurarea alegerilor pe 6 decembrie? Astăzi când vorbim, nu avem niciun fel de pârghie, chiar dacă ne-am dori. Deci punem ipotetic. Fiind situația pandemiei din România astăzi și dacă am dori să facem această amânare, n-am avea niciun fel de pârghie. Nici un fel de pârghie. Repet, singurii care pot să facă acest lucru sunt cei de la guvern și mai există, sper să nu greșesc. Nu, din punct... mingea este la Parlament, nu mai are nicio treabă guvernul. Este vorba despre această cerere de reexaminare care este la Parlament. Și depinde de ea dacă acea hotărâre de guvern devine nulă în momentul în dar care... Dar cum are ajuns la Parlament? A trimis-o președintele. Deci și domnul președinte dorește în 6 decembrie. El a spus-o de fiecare dată răspicat, fără echivoc, la fel și liberal. Și că PSD-ul îi devine. Noi nu înțelegem care e poziția PSD-ului. Poziția președintele. Nu putem să avem... Deci n-aș vrea să facem speculații și vă rog, înțeleg nevoia de a clarifica lucrurile. Dar vă spun cât se poate declara. Astăzi, când vorbim,
ne dorim să discutăm această lege urgent în Parlament. Astăzi. Și am arătat acest lucru. Și ieri și astăzi, dorind să o introducem pe ordinea de zi, să o trimitem către comisii și să dăm vot rapid. Nu există dubiu aici. N-am putut să facem acest lucru pentru că am pierdut majoritatea în biroul permanent al Senatului. Dar imediat după trebuie să faceți următorul pas. Dacă până la urmă reușiți. Eu nu știu să existe altă formă prin care să poți să intri, nu știu, nu sunt neapărat un expert, nu sunt parlamentar acum, să existe altă formă prin care să poți să trimiți o lege către comisie decât prin biroul permanent al camerei respective. Cred că e singura formă legală. Nu știu dacă plenul, de exemplu, poate să facă acest lucru, dar nu cred. Adică singura formă legală prin care poate să se discute o lege, în cazul nostru asta, pe care noi ne-am dorit să o discutăm foarte repede, foarte repede, e trimiterea de către biroul permanent în comisii. Președintele Senatului să convoace în plenul Senatului. Mă rog, haideți că oricum rămânem tot în aceeași. Voiam să vă mai întreb dacă PSD va ajunge la guvernare, dacă domn profesor Rafila va fi propunerea pentru Ministerul Sănătății. Deja vindem pielea oricum. Mă puneți să fac și mai mari speculații. Sigur că ne dorim să fim la guvernare, sigur că cei care nu doar pe domeniul sănătății. De fiecare dată am venit cu dumneavoastră, în fața dumneavoastră cu oamenii care au lucrat, care au coordonat echipele, pentru că în spatele fiecărui specialist, fie că vorbim de sănătate socială și ce am prezentat până acum și ce vom prezenta, e o muncă de echipă. Asigur că cei care coordonează toată această muncă se află într-o poziție avantajoasă față de ceea ce ați spus și anume de a ocupa locuri de miniștri, bineînțeles. Partidul Social Democrat va prezenta o echipă guvernamentală înainte de a... Să vedem, e o decizie politică, sau? N-am discutat încă acest lucru, e o decizie politică, o să o luăm cu da sau nu în perioada următoare, pentru că vom avea ședințe de Consiliu Politic Național și o să vedem dacă strategia respectivă de a anunța guvernul din umbră, ca să fiu mai clar, e cea pe care o să o adoptăm. O să vedem. Credeți că rețeta din 2016 de a nu anunța o echipă guvernamentală, cu atât mai puțin premierul, a fost una câștigătoare? Dovadă că s-au câștigat alegerile. Nu știu. Vedem. Tocmai de aceea e o decizie politică pe care nu poate să-și o asume nici măcar președintele partidului, ci e o decizie pe care trebuie să o luăm într-un for de conducere. Președintele partidului ar trebui să fie propunerea de premier? Sau în mod normal așa e. În mod normal, așa trebuia să fie și în 2016. Atunci legal nu... Știu, dar eu vă spun ce ar trebui să fie normal. Și așa ar trebui să fie și acum. Își dorește Marcel Ciolacu? Asta vă rog să-l întrebați pe dânsul. Bine, vă mulțumim!